anunțăm pentru că este întrebarea de final de interviu pusă de Dragoș domnului procuror general, dacă va fi un continuator al acestui sistem pe care l-ați descris și dumneavoastră sau are suficientă forță încât să traseze o direcție nouă, să se rupă de trecut. Iată răspunsul. De ce credeți că ați fost ales să fiți procuror general al României? Cred că la momentul respectiv, atât ministrul justiției, cât și secția de procurori care a avizat în unanimitate candidatura mea, a considerat pe baza proiectului managerial pe care l-am înaintat, carierei mele și abilităților profesionale pe care cred că le-am dovedit în întreaga carieră, că sunt și viziunii pe care am dovedit-o în cadrul proiectului managerial, că sunt persoana potrivită în acest moment pentru a aduce schimbarea necesară la nivelul Ministerului Public. Sunteți un continuator al vechiului sistem sau sunteți destul de puternic încât să trasați o nouă direcție Ministerului Public? Mă tem că pentru asta mi-ar trebui un dicționar ca să înțeleg la ce vă referiți. Dar eu cred că prin viziunea pe care deja o pun în practică împreună cu echipa mea de conducere și prin schimbările substanțiale pe care le aduc în organizarea și modul de gândire a activității Ministerului Public, sunt un om care am posibilitatea să aduc o schimbare reală și de substanță.